Matia, sunteți pregătiți? Gata. Tare curioasă ce ați pregătit pentru astăzi, că de obicei... Să vină Cristina, nu? Nu, Irina, mereu ești cu un pas în urma mea. Mereu, o să vină, o să vină trebuie, trebuie să fim pe aceeași lungime de undă. Nu, chiar voi vreau să veniți la defilare. Dar mereu astăzi faci farse, Irina, de aceea sunt așa. Și de data asta simt. Nu, dragă, veniți. Ah, ok. Nu mai rezist așa ceva, potoliți-vă, vă rog tare. Era pe un twerk, Irina. Da, eu eram acolo toată transpirată, nu mai puteam, zic, să opresc un pic momentul, da, că da, e, da, da. Ferească-ne Dumnezeu. Ce faceți, dragilor, ce bine vă mișcați. Episodul 2, Linca. Episodul 2, da. Matias, te-ai vopsit? Da. Să fie de bine, și eu m-am vopsit, suntem blonzi amândoi, dragă. Aurea, ce mă fac și eu. Te faci și tu. Mă fac. Da? Da, aștept să te văd, o să-ți șadă superb. Unde mergeți? Asta zic, Irinca, de unde veniți? Episodul 2, după acel concert, mergem să... A, mâncăm ceva, să bem ceva, să facem ceva, nu știu, aolea, ceva. Să faceți ceva. Și Irina, de polteu ăla, dă un got de mâncat și de băut. Exact. Da. Hai să... Nu acoperi, las-o bine, bine, Matias. Da, mi-a zis din start, nu te lăsam să pleci de acasă dacă... Dacă erați împreună? Da. Nu. Serios vorbești? Dar ce ești, așa... Nu e, nu. Nu. O lăsai? Sunt împreună, ce-a zis? N-ar fi lăsat-o dacă era împreună să iasă așa din casă. Nu, păi, ea e mai geloasă, de-aia mi-au lăsat cu ăsta galben să mă vadă peste tot. Aaaa, bine! Drop the mic! Fuck! Elena, ți se pare că Irina vorbește prea mult, că intervine așa cumva în toate discuțiile? Nu. Nu ți se pare? Nu. Mie mi se pare că așa ai declarat. Auză, de ce simt tu nevoia să intervin discuțiile Elenei? Eu nu simt nevoia, de ce nu simt nevoia? Intervin în general când simt. Nu, Irina o întrebase pe Nadina și ea... Uite cu ce tonalitate a început să vorbească. Mereu că... Direct. Ca o sirenă. Pentru că mereu cu Ilinca, eu chiar vorbesc mai tare, așa că ai observat. Nu, sincer, când ai dat din competiție vorbeai foarte încet și foarte plătând și foarte... Dar nu te analizează nimeni, toate ne cunoaștem pe parcurs. Nu, ne cunoaștem pe parcurs. Dacă tu ești aici, în această cameră, nu am cum să nu observ chestii, mai ales că am un spirit de observație destul de dezvoltat. Ideea e că Irina întreabă mereu pe Corina, pe Nadina și Irina întotdeauna vorbește și ea și așa mi-a zis că intervine neîntrebată. Eu nu intervine întrebată niciodată. Ba da! Chiar am obosit de discuțiile astea. Ia, uitați, toate sunteți obosite. Nici una nu mai vrea să mai deschide. Dar nu e vorba de astăzi, e vorba de general. Efectiv, nu mai pot și nu vreau să mai am discuții cu fetele. Chiar nu mai pot. Cu niciuna? Am luat această decizie. Cu niciuna? În contradictoriu, nu. Le las să spună ce vor și să facă ce vor. Eu nu am venit aici pentru scandal și nu pot să fac asta. Da, stai puțin, dacă aveți o discuție în da, dar egal, ele scandal, sunt cumva de unde și aveți, eu am obosit. Serios. Chiar nu... Așa simt cel puțin în acest moment. Tu ești obosită, Irina? Nu, niciodată. Ia spune-mi tu. Trebuie. Ce să-ți spun? Te bagi așa în toate discuțiile? De ce crezi că spune Elena asta?
nu neapărat. Eu am punctat, de fapt, odată când Elena a întrerupt o discuție și după aceea ea a punctat la mine și tot așa ne-am jucat de... Eu nu punctez niciodată la ea, aici se oprește discuția pentru că nu are sens, pentru că orice spune... Dar nimic pentru tine nu are sens, Elena, iarăși vrei cumva să fii deasupra tuturor, dar... Vreau să fiu deasupra nimănui, nu mai clasa tu... Ca la psiholog. Am obosit să vorbesc cu niște persoane care vorbesc peste mine, vorbesc urât, nu au dreptate, nu chiar nu pot. De ce? Elena, să fac toate lucrurile? Tu ești conștientă că tu faci asta? Eu nu fac nimic, tu intervii, orice spun eu, eu discut cu cineva, vorbește Irina. Tu mă întrebi ceva, vorbește Irina. Cineva îmi comentează ținuta, vorbește Irina. Ce pot să fac, Irinca? Unde suntem aici, la piață? Elena, eu acest nivel conversațional nu l-am trăit niciodată păi, și nu-mi doresc. Acum, cine nu mă lasă să vorbesc? Tu nu mă lași să vorbesc. Deci cine vorbește mai mult? Ești liberă să spui ce vrei. Din câte am observat eu, Irina are un spirit justițiar destul de bine dezvoltat, ceea ce e un lucru foarte pozitiv. Noi nu trebuie să acuzăm oamenii care au un spirit de justiție. Pur și simplu le place adevărul, le place realitatea și corectitudinea. Iar Irina face parte din acea categorie de oameni care simte întotdeauna nevoia să echilibreze balanța în favoarea adevărului. Asta este ceea ce se întâmplă. Nu mi se pare că este de acuzat, pentru că eu cel puțin din partea Irinei este, cred că, singura concurentă din partea căreia eu nu am simțit niciun fel de răutate sau de rea intenție. De la începutul competiției și până acum niciodată? Niciodată. Chiar mulțumesc, și când m-a acuzat Nadine că îmi cumpăr voturi. Chiar nici atunci. Pur și simplu, ea doar spunea și făcea niște presupuneri, atât, dar nu a fost niciodată rea, niciodată invidioasă, niciodată frustrată. Sunteți libere să vorbiți, știți foarte bine treaba asta. Singura rugăminte întotdeauna a fost să vă respectați și să vă ascultați. Chesu? Eu doar atât am de spus. Vrei să mai zici ceva? Da, nu, eu mi-aș dori să aveți toate între voi o energie plăcută. Doar aș zice așa, să ridicăm mâna noi aici. Să ridicăm așa aici, mâna toți. Fii atent, haide sus. Să ne mai bage fratele o bucată din aia mică. Să fim cu voi bună. De ce să ne certăm? Ilinca, de ce să ne certăm? Noi, de fapt, nu ne certăm, discutăm, pentru că e normal să discutăm. Imaginați să ne mai bage fratele o bucată de asta mică. Fetele! Chiar la începutul emisiunii am zis, hai să zâmbim, să ne distrăm, să fim energici. Păi și facem asta, eu chiar simt că facem asta. Chesu, îți place ținuta, îți place de ei, ți-a avut momentul? De asta spuneam. Tu ai ieșit cu ea așa dacă ar fi iubita ta? Normal, tigrezul, uite acolo. Da, nu? Da, perfect, atunci ce să mai zic. Mulțumim. Vă las în fața juraților. Bine. Vei, asta e o bucată mare, dragă. Care bucată, dragă? Eu nu mă limitez la bucată, Moris. Bucata muzicală, bucata el, bucata ea. Bucata muzicală. BM-ul. Da, tocmai ziceam, nu mă limitez la bucăți mici. Bă, sunt de acord cu tine. Muzicale. Irino. Irina. Dragă, astea mici plitisesc, dragă. Părere, replica Irinei în sine. Da. Bărăbaște. Mulțumesc. Peti. Ai recunoscut, ești o fată asumată, tot o mare concurentele astea din spate, una e asumată, dragi, la nu știu ce. Mă, ai recunoscut, bravo, dragă, sunt de acord cu tine. Și ai o bucată foarte bună, și muzicală, și lângă tine, și te-ți de bis. Și realitatea face că ținuta chiar îmi place foarte mult, este concupiscentă de-a dreptul. Îmi place că n-ai pus stocuri în picioare, de exemplu, și că ai pus bocancii ăștia. Ciorapii sunt foarte bine aleși, au transparența perfectă. Wow. Mi se pare bine echilibrată, îmi place foarte mult. Sunteți drăguți amândoi, bucată mică, bucată mare, nici mai contează. Mulțumim, bravo, Maris, mulțumim. Aveți de fapt. Da, dragă, African Queen, bucăți bune, un styling ok. Nici nu mă așteptam să faci altceva când vii cu bucata asta lângă tine. Ar fi fost păcat să strici, care împartă noroc. Să strici bucata. Deci dacă nu făceai un styling bun, așadar nu ne mai natul lungim. Bravo, Esti. Mulțumim! Felicitări! African Queen, dar mai avem o origine. Eu am văzut că tu... Ia, mulțumesc! Doamne, te ador! Te ador! Măi, Irina, dar de fiecare tu când vii cu băieți, în primul rând că îmi plac foarte mult băieții care vii, Mataia, I love you, dar... Tu vii tot timpul sexy, minunată, splendid, în restul săptămânii ne arzi. Maro, da, și îmbrăcat.
Și după Rita ce am ieșit. Bine, o să reformulez pentru viitor și o să vin mai mult. Stă super. Reformulează și pentru cei de acasă. Să reformulăm, zic, și pentru cei de acasă. 5 indicativ. La 1206. Așa, și... să votați, să votați, să votați dacă mai vreți bucăți. Da, da. Da, 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 da. Toate reginele, da. Da, dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru susținere, vă mulțumim și vă rugăm să votați, să votați, da. M-am pierdut, Raluca, ce să mai zic? Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc din suflet. Cristina! A rămas aia mică în ritaci. Aoleu, măi, Cristina! Cum să uit tocmai de tine?